serios, adică mi se pare că în România trecem peste niște gesturi cu mult prea mare ușurință, mult prea mare ușurință. Nu vreau să generalizez acum că fanii Rapidului au o problemă comportamentală, deși sunt câțiva băieți acolo la tribuna întâi, erau pe vremuri în vechiul Giulești, care, să mă ierte Dumnezeu, dar la meciuri, în afară de flegmat înjurat banca adversă, nu prea făceau nimic. Adică, ok, și își mai înjurau proprii jucători când nu jucau bine. Bine, dar asta e o problemă generală în România, nu numai la Rapid. Și de ce? Știu. Pentru că era tribuna aia pe vechiul Giulești, era primul rând de scaune exact deasupra băncilor de rezervă. Și păi era mult mai... Da. E adevărat, dar stau și mă gândesc dacă stadionul Giulești ar fi avut configurația unui stadion din Anglia unde banca de rezervă e încastrată efectiv în tribună, adică ăia din primul rând din tribună stau cu nasul în ceafa a primilor jucători de sus, de pe rândul de sus. Ce s-ar întâmpla acolo? Da, adică ce ar fi? La noi nu o să se poată asta niciodată. Dar de ce să nu vrem și noi chestia asta? Eu asta întreb. De ce să nu vrem și noi asta? De ce să nu ne disciplinăm copiii și să ne educăm să aibă respect pentru fenomenul ăsta pe care îl iubesc? Adică de ce să te duci la stadion să scuipi, să îți bagi morți, să înjuri, să faci toate măscăriile posibile, să refulezi efectiv pe stadion? Că sunt convins că nici în Anglia nu sunt oameni, toți sunt educați pe stadion. Că o să vină lumea să spună, domnule, da, e o problemă de educație. Ok, dar nici în Anglia, repet, nu cred că e o problemă de că toți suporterii, ăia care stau în primul rând în spatele băncilor, sunt super educați. Dar oamenii au în primul rând un respect față de autoritate. Acolo, dacă faci o chestie din asta, ai zburat de pe stadion pe viață, ai pus să scui pe vreo unul din jucătorii oaspeți, pe bancă sau să-l înjuri sau așa, e scos din stadion și la revedere, îți iei și vreo 1.000 de lire amendă, adică o grămadă de bani. Ori în România totul e așa, domnule, lasă că uite că uite ce a făcut Săpunarul, ia spiritul Rapidului. Nu, domnule, nu ăsta e spiritul Rapidului, eu am crescut în Giulești. Taică-miu rapidist, uite, mă uit acum chiar la fabrica, stau, întâmplarea face ca după foarte mulți ani, să mă mut la 200 de metri de fabrica unde a lucrat taică-miu. Fabrica de... IMMR Grivița Roșie, da, exact aici a lucrat. Uite, în fața mea, la 200 de metri, peste calea ferată, o văd, hala, în care a lucrat taică-miu. Deci taică-miu ceferist. Taică-miu a crescut pe Giulești, cu frații lui, doi frați, toți rapidiști. Aici a și jucat pentru CFR BTA, a jucat. După aia se ocupa de echipă, mergea cu echipa de plasări, m-a dus la un baraj cu Rapid Fetești la CFR BTA. Adică eu am crescut, eu înțeleg spiritul Rapidului, pentru că l-am avut în casă, de mic, de la câțiva ani. Ăsta nu-i spiritul Rapidului. Adică eu mergeam în Giulești, băi, și era o plăcere să mergi în Giulești. Inclusiv undeva până spre finalul anilor 90 a fost o plăcere să merg în Giulești. Uite, îți spun o chestie, n-am spus-o niciodată. Am mai povestit și tu știi că am fost dinamovist. Am crescut dinamovist dintr-un tată rapidist. Dar în anii 90 eu nu mergeam pe Dinamo. Adică 94, 95, 93, 94, 95... Meci de meci acasă, eu mă duceam în Giulești. Eu nu mergeam pe Ștefan cel Mare. Dinamo Visfin, exact. Dinamo Visfin, pentru că îmi plăcea atât de tare atmosfera din Giulești. Mai auzeai o înjurătură, mai auzeai o suduială, dar nu era o chestie ca acum, o agresivitate din asta dusă la extrem. Nu era, ok, o să vină să spună rapidiștii mai vechi, domnule, alergau jucătorii pe șine. Ok, alergau pe șine. Dar nu e, agresivitatea asta trebuie să aibă o limită, iar eu n-am văzut agresivitatea asta. În Giulești, de mic fiind până în adolescență, eu n-am văzut agresivitatea asta. Agresivitatea asta în Giulești a apărut după radicalizarea fanilor, cumva galerie transformată în ultra și veleități din astea de tifoserie din străinătate. Din momentul ăla, da, s-a schimbat ceva în Giulești, a devenit mult mai agresiv totul. Ok, atmosfera a rămas încinsă, e frumoasă, eu nu spune nimeni chestia asta. Dar momentele astea de agresivitate n-au ce căuta. Iar Săpunarul e crescut în spiritul ăsta agresiv de după jumătatea anilor 90, din punctul meu de vedere. Care nu are ce căuta, sincer, nu are ce căuta. Și Daniel Niculae, și el e influențat de chestia asta. Că am auzit că îi ia apărarea lui Săpunarul, e scandalizat de ce am scris eu. Nu e în regulă, adică un președinte de club care ține cu un club, e ok să ții, să fii fan, să fii... Dar trebuie să ai totuși un pic de echilibru în gândire. Adică clubul Rapid, din punctul meu de vedere, era dator și l-am și întrebat pe Angelescu când a venit în studio. Dom'le, ce faceți cu jucătorii ăștia agresivi?
Pentru că jucătorii ăștia agresivi s-ar putea să vă creeze o mare problemă, mare problemă de imagine la un moment dat. Ok, dăruire totală, unul la mână, vă lasă în 10 oameni. Vezi Junior Moraes care face chestia asta constant. Dacă nu ia roșu, ia o căruță de galbene și stă. Belu Iordache la fel, chiar și Săpunaru. Ce faceți cu ei? Că nu e în regulă, adică cineva din club ar trebui să le spună: bă băieți, da, ok, aveți un spirit senzațional, dar mai ușor, mai piano cu agresivitatea pe teren, că avem probleme, adică acum e mascată totul de rezultatele astea din începutul de sezon. Dar o să vezi că o să se ajungă la discuția asta. Dom'le, ce se întâmplă? Că sunt jucătorii ăștia, când ți-e lumea mai dragă, ei nu sunt, nu te bazezi pe ei. Junior Moraes. Deci lumea m-a înjurat de mas purcat după povestea cu Săpunaru. N-am auzit vreun fan de Rapidist să spună: bă, dar ce face bă Junior Moraes? Că ne-a lăsat cu FCSB, când ne ardea buza, el ne-a lăsat în 10, frate. Și s-a terminat 3-1 de la 1-1, când erau 11-11. Cu 11-10 s-a terminat 3-1 pentru FCSB. Nu cumva e vina lui Junior Moraes pentru chestia asta? Nu mai vorbesc de Săpunaru, că a făcut penalti. Se mai întâmplă. Deci, despre asta e vorba. E vorba de o calibrare a agresivității, care nu exista în Giulești. Atenție, nu exista agresivitate. Ok, repet, îi alergau pe șine. Da, se mai întâmpla chestia asta, dar eu n-am văzut-o pe stadion. La 7 ani sau la 5 ani sau nu s-a întâmplat după fiecare meci. Da, dar eu toate meciurile la care am fost, eu n-am avut o problemă, copil fiind în Giulești. N-am văzut ce... Și na, vedeam, stăteam ba la tribuna a doua, ba la tribuna copiilor, aia, schela aia de metal, dar vedeam, eram atent la tot stadionul. Singurul moment de agresivitate la care am asistat în Giulești când eram mic a fost la un meci cu Oțelul, cred că era în divizia B, uite că nu mai țin minte, era undeva în anii 80, pe la jumătatea anilor 80, cred, când Barba, ori era un meci de Liga a doua, ori era un meci de pregătire de dinainte de sezon, un amical. Cu Oțelul, țin minte că era meciul, iar Barba, portarul Rapidului, care înțeleg că își lipea pe mânuși, pe palmele mănușilor, își lipea o mușama roșie, unul, ca să aibă mai multă priză, că avea un mănuș, și ziceți ce mănuși aveau portarii atunci, și doi, era, când ieșea... Erau mănușile ca de sudor, de alea lungi, așa și... Nu, erau scurte, dar de sudor, da, erau de sudor. Își lipea roșu să iasă în fața atacantului să-l intimideze, cu roșul ăla să-ți iasă. Înțeleg că asta era, oricum, excentric rău, adică, la un moment dat, țin minte, în timpul meciului, nu știu ce Dumnezeu s-a întâmplat, că l-a luat la fugă pe masorul de la Oțelul, dar l-a luat la fugă încât ăla a intrat pe undeva prin tunelul ăla de sub tribuna a doua și Barba a intrat după el și l-a alergat până pe la vestiare pe sub tunelul ăla, adică și tot stadionul râdea. Dar mă rog, ok, un gest agresiv al unui jucător de la Rapid, dar în tribune nu era agresivitatea asta, asta vreau să spun. Și inclusiv la jumătatea anilor 90, când Rapid a devenit competitivă cu Copos finanțator, începutul echipei lui Copos, de fapt, jumătatea anilor 90, nu era agresivitate așa în tribune. Eu nu țin minte, ok, erau jucătorii, dacă nu era un rezultat bun, că mai stăteam la vestiare, acolo, în gangul ăla aglomerat, și mai vedeam că mai luau pe jucători la întrebări. Ok, dar agresivitatea asta nu era, și nici pe teren nu mi-aduc aminte, era Iovan care juca la Rapid. Nu era așa de agresiv, adică ok, era, punea osul ca lumea, dar nu, adică nu vedeam... Vlădoiu, care era un tip care îi sărea ușor muștarul. Chiriță, iar Chiriță. Da, exact. Adică nu țin minte să fi văzut un grup de băieți care să fie atât de agresivi cum sunt băieții ăștia de astăzi. Și asta e problema. Bun. Și acum ajungem la partea delicată. Probabil că următul să mă întreb. Dom'le, de ce ai scris despre viața lui privată? Exact. Articolul respectiv. Bun. Povestea aia nu e nouă, în primul rând. Povestea aia există, era în spațiu public de vreo 12 ani, am găsit-o într-un articol mai vechi, e pur și simplu o chestie preluată pentru a-i da o nuanță personajului Săpunaru, pentru a-i da mai multe nuanțe personajului Săpunaru, pentru că când scrii un ziarist de sport, ok, mulți sunt de părere, domnule, tu trebuie să te ocupi de sport, nu trebuie să te ocupi de viața privată. Nu e așa. Un jurnalist trebuie să vadă mai multe unghiuri ale personajului despre care scrie. Adică scuză-mă, poți să ignori... Spune-mi, dim. Ai făcut referire la viața lui privată gândindu-te că îi poți da un alibi pentru comportamentul lui agresiv din timpul meciurilor? Sau o explicație? Dacă citești cu atenție textul, o să înțelegi exact care a fost sensul articolului respectiv și a pasajului respectiv. Adică e o frază acolo, nu pot să o reproduc acum din memorie, care se termină exact așa. Sau ideea e cam asta. Dom'le, în ciuda acestei copilării, băiatul ăsta e un învingător.
Da, corect, corect. Un om care vine pe cineva scrie așa ceva, pentru că asta am fost acuzat că am vrut să-l discreditez pe săpunarul, să-l consider un psihopat, să-i creez imaginea unui psihopat din cauza problemelor din copilărie. Nu. Eu nu asta am vrut să fac. Eu am vrut doar să le arăt oamenilor o nuanță din personalitatea lui Săpunaru, pentru că vrând nevrând copilăria ne influențează comportamentul automat. Tot ce facem în copilărie are un efect undeva în viața noastră de adult. Iar Săpunaru este, eu nu pot să-mi permit să-i spun lui Săpunaru, domnule, vezi că tu ai o problemă de acolo. Dar Săpunaru, cred că și este dator, dacă îl interesează, evident, povestea asta, că sunt mulți care nu dau doi bani pe povestea asta, și este dator să-și sondeze un pic mintea, viața, sufletul, sincer, în momentul ăsta. Adică mi se pare că e un tip atât de agresiv în momentul ăsta, încât ar trebui să facă o mică introspecție și să vadă pe unde-s cauzele agresivității astea. Ok, e bună, le arăt. Suporterii ridic în picioare că eu sunt agresiv, dar nu e în regulă. Adică e prea mult. Ai o explicație a faptului că în afara terenului e un băiat senzațional care face donații, care ajută oamenii, care merge la biserică. Eu știu că, uite, de exemplu, a cumpărat un apartament pentru, la un moment dat, pentru copiii lui Sandu Neagu, să stea acolo, să nu mai stea sub tribuna. Adică el, în afara terenului, e un om, cum să zice, pâinea lui Dumnezeu. Asta am și scris în text. Am și spus că prietenii îl descriu ca pe un tip cu un suflet de aur. Deci am scris chestia asta. Dar atenție, e undeva, se produce un scurt circuit în mintea lui când intră pe teren. Nu știu, habar n-am. Dar dacă luăm în calcul episodul de la Porto cu Benfica, pe tunel după meci, nu mai are legătură cu nicio dorință de a câștiga. Acolo e deja altceva, e o violență. Poate unii o să explice, domnule, era o rivalitate între cluburi. Dar atenție, nu ai voie să faci așa ceva. Să-i dai un pumn în gură unui steward, putea să te înjure. Tu ești reprezentantul clubului Porto. Sub trofee cu clubul ăla. Tot respectul, atenție, tot respectul pentru cariera lui Săpunaru. Dar tu nu ai voie să dai cu pumnul nimănui, orice ți-ar fi făcut ăla. Tu, în calitate de jucător, de reprezentant al unui club, al unei entități, cu o istorie, fostă campioană a Europei, nu ai voie să faci chestia asta. Tu, Hulk, cum te cheamă? Că și Hulk a fost implicat în incidentul ăla. Nu ai voie să dai cu pumnul nimeni. Atâta vreme cât tu ai porți logo-ul clubului respectiv, nu ai voie să dai nimeni. Asta ar trebui să le fie clar tuturor. Inclusiv lui Săpunaru. Nu ai voie. Și el știe că a greșit. Deși probabil că acum înjură, bă, vine ăsta să mă tragă de urechi. El știe că a greșit. El putea să facă pușcărie pentru chestia aia. Să-i spargi capul cuiva în afara terenului, nu era un tackling și i-ai dat cu gheata din greșeală, i-ai spart arcada. Nu, i-ai dat un pumn în figură unui steward după meci. El putea să facă pușcărie acolo. Dar în Portugalia, legile sunt așa. Când e vorba de Porto și Benfica, și legile se mai... ca în România, știi? Dacă era în Anglia, avea probleme mari de tot. În Anglia sau în Germania, într-o țară civilizată, ar fi avut probleme mari pentru povestea respectivă. Adică inclusiv cu legea, nu cu legile sportive, cu legea lege. Da, și despre asta e vorba, adică asta am căutat să le arăt oamenilor, băi, ăsta e Săpunarul și l-am spus în final, i-am recomandat în final, băi, du-te să faci ceva, că e păcat de cariera ta, e păcat de imaginea ta. Du-te, caută-te un pic, vezi de unde vine agresivitatea asta, că nu e în regulă. Nu e în regulă pentru că poți să lași pe cineva schilod, tu sau colegii tăi pe care îi sunt convins că influențezi. Că Clubul Rapid a zis, domnule, nu, că dacă îl vedeți pe Săpunaru în vestiar. Ok, știm că în vestiar agresivitatea unui lider se transmite prin subconștient, subliminal se transmite colegilor. Dacă tu ai un lider agresiv în vestiar, în orice meserie, de fapt, dacă ai un lider agresiv, și tu risc să devii agresiv. Pentru că, na, vezi, ăla e exemplu. Ăla ți-e exemplu. Deci, eu asta sper și mă rog ca niciun adversar de al Rapidului să nu rămână schilot după vreun tackling de-al băieților ăstora în sezonul ăsta. În rest, tot respectul pentru ce face Rapid, pentru faptul că o echipă promovată are super rezultate, repet, apreciez foarte tare lucrul ăsta, mai ales că am crescut în Giulești, adică pot să înțeleg perfect și dragostea pentru Rapid, și iubirea fanilor, și filonul ăsta
domnule, noi suntem echipa asta care a fost oropsită, dar înțeleg toate lucrurile astea, le înțeleg. Deci le înțeleg. Mai bine, aproape la fel de bine ca un fan rapidist pot să le înțeleg, deși, repet, am crescut ținând cu Dinamo. Înțeleg asta. Și de asta spun, e păcat de imaginea clubului ăstuia. Clubul cred că e dator, în primul rând, să facă un pic de, nu ordine, că poate sună rău ordine, să vorbească, cineva din club să vorbească cu băieții ăștia. Bă, băieți, hai mai ușor, că ne lăsați în 10 oameni din minutul 70 și pierdem meciul. Despre asta e vorba, atât. Pentru atmosfera aia frumoasă de care ți-aduci tu aminte din copilărie, o să mergi și pe Nou Giulești? Da, n-am nicio problemă. N-am absolut nicio problemă. Deși am auzit, domnule, te așteptăm, vine furtuna. Mi-a scris unul pe Instagram, zice, vine furtuna. Da, mă, vine furtuna, așa. Și ce o să fie? Ce să se întâmple? Nu ești instabil, ce frică de furtună? Nu sunt instabil, nu. O să vin în Giulești și o să mă duc la meci. Da, o să mă înjure lumea. Așa, și care e problema? Problema sunt eu? N-am nicio problemă. Sincer, n-am nicio problemă. Și chiar am spus că o să fac chestia asta. Uite, la începutul anului o să-i fac invitația la emisiune, în direct, Iosef Punaru. Îl invit în emisiune să discutăm. Eu aș accepta, dacă aș fi în locul lui, aș accepta. Da, domnule, hai să vorbim. Păi știu, Cane, ce ai cu mine? Hai să vedem. Ai o problemă cu mine? O să-i demonstrez că n-am nicio problemă cu el. O să-i cer scuze dacă îmi demonstrează că ce am scris eu l-a lezat atât de tare și a fost total gratuit sau nejustificat. Și o să pot să-i pun și eu niște întrebări și să discutăm ca doi oameni maturi, civilizați, fără să ne amenințăm, să ne batem, să ne rupem capul, să... N-am nicio problemă, nici cu Săpunarul, nici cu fanii Rapidului, nici cu Rapid, tocmai am povestit. N-am absolut niciun fel de problemă. Și n-am nicio problemă să vin în Giulești. Nu mi-e frică să vin în Giulești, n-am nicio teamă. Chiar îmi doresc să văd stadionul nou. Și cu asta basta. Te așteptai să te sune Săpunarul știindu-l mai nervos așa după ce ai scris editorialul? Nu. Nu cred că... Adică nu cred că m-ar fi sunat și nici nu m-am așteptat că mă sună. Și dacă m-ar fi sunat, n-aveam nicio problemă. A, dacă mă înjura, da, puteam să avem o problemă în sensul în care n-aveam ce discuta, dar nu cred că ar fi făcut chestia asta. Și eu ți-am zis, îi voi face imediat după anul nou, în emisiune, în prima emisiune, o să-i fac o invitație să vină la emisiune. Și l-aștept, chiar l-aștept să discutăm. Băi, chiar o discuție. Bă, frate, hai să vedem agresivitatea pe terenul de fotbal, unde se oprește, până unde trebuie dusă și unde ar trebui să oprească. Să vorbim despre chestia asta. Și să vorbim și să ne explice de ce e atât de agresiv, de ce s-au întâmplat niște lucruri. Poate că are niște explicații foarte juste. Poate când a dat cu pumnul la Porto, nu știu, poate, habar n-am, poate nu văd ce ar fi putut să facă stewardul ăla încât să-ți justifice. Din punctul meu de vedere, nimic nu e justificat. Adică nimic nu poate justifica violența lui din momentul respectiv. Dar poate că omul are o explicație, nu știu, poate vine și ne povestește, nu știu, poate avea probleme acasă, poate, nu, habar n-am, nu știu. Dar e important, mie mi se pare important, după toată nebunia asta, după tot bulgărul ăsta de violență agresivă, verbală, la valul de agresivitate verbală la adresa jurnalistului, e bine, după ce se termină tot valul ăsta, să liniștește și s-a mai liniștit acum, e bine ca lucrurile să se așeze un pic și să fie discutate. Bă, de ce s-a întâmplat totuși lucrul ăsta? Ok, poate Ștucan a exagerat. Nu zic că am exagerat, pentru că sunt convins că n-am exagerat. Dar hai să vedem, nu cumva e o problemă totuși. Pentru că Ștucan nu are nimic, nici cu Săpunarul, nici cu Clubul Rapid, nici cu fanii Rapidului. Dovadă că cel mai bun prieten al nostru e rapidist. Daniel Marcu, care a fost în galerie atâta timp până s-a făcut familist și are copil și își dă seama că nu mai poate să meargă să urle pe la Vaslui și pe unde mergea și să facă tot felul de nenorociri. Despre asta e vorba. Adică viața mea e legată cumva de Clubul Rapid, deși n-am fost rapidist. Asta trebuie să înțeleagă fanii Rapidului, care mi-au umplut căsuțele de pe Facebook și de pe Instagram de carne în ultimele două săptămâni. Și repet, n-am nicio teamă să discut cu nimeni față în față, n-am absolut niciun fel de teamă. Crezi că eu asta cu agresivitatea, pentru că eu am mai sesizat-o și în special eu am vorbit de Dinamo. Am văzut-o la Sorescu, am văzut-o la Filip, nu neapărat în timpul jocului, dar în momentul când se produce un meleu, în momentul când fluieră arbitru și nu le convine, bă, Filip,
și cu Sorescu și mai nou acum și Torje, bă, sunt primii care se duc să izbesc de aia, să duc la arbitru, să-l muște de ureche, să-l impresioneze, nu știu, să-l sperie, să-l... Și am mai văzut și pe la echipe de-astea care nu sunt așa mediatizate cum e Rapidul, cum e Dinamo, dar crezi că asta, referitor la ceea ce ai spus tu, ar putea fi o temă de discuție și pentru Federație, Comisia Centrală a Arbitrilor? Și eu mai am o întrebare. De ce chestiile astea se întâmplă de cele mai multe ori în ultimele 5 minute din prima și din a doua repriză? Sau ultimele 10 minute? Oxigenul? Nu acuz pe nimeni, însă mi-aduc aminte de ce mi-a povestit chiar Filip, Stelianu Filip, cu gura lui în emisiune. Mi-a povestit, și asta poate fi verificată cu un simplu search, că i s-a oferit 25.000 de euro să ia un cartonaș galben într-un meci. Și crezi că poate să fie și partea asta? Atenție, atâta vreme cât tentația asta există și cineva oferă, deci cere, există în piață, 100%. Adică dacă cineva i-a oferit lui Filip, eu nu cred că nu s-a mai dus să ofere nimănui niciodată, vreodată, ceva. Atenție, 25.000 de euro pentru un cartonaș galben. Despre ce bani vorbim, atenție, jucători neplătiți. Unii cu jumătate de an în Liga 1, alții 2-3 luni. Și poate jucători care au 40-45 de mii pe an salariu. Exact. Pentru un astfel de jucător poate să fie salariu pe jumătate de an și plătit la zi. Adică e în buzunar doar că te-ai rățuit un pic la arbitru și ți-a dat un galben. Și e simplu să faci chestia asta. Și nici, teoretic nici nu influențezi soarta jocului, adică să ai vreo pe conștiință, domnule, echipa mea a pierdut. Tu ne-a dat un galben, mare chestie, ce am făcut. Dar mi-au intrat 25.000 de euro. Lasă-mă să mă întreb. Atunci când văd anumiți jucători, eu nu spun că Filip chiar jos pălăria că a povestit chestia asta. Dar în momentul în care vezi astfel de jucători care fac niște chestii total nejustificate și inexplicabile pe terenul de fotbal și în special pe finalurile de repriză, ok, tu spui că lipsa de creier. Eu spun că poate și cota e în momentul ăla mai mare în unele cazuri. Nu știu, habar n-am cota pentru cartonaș galben în prima repriză. În momentul respectiv ar trebui să ne întrebăm sau cine, poate că nu e ocazie, deși e ocazierism între primul chestia asta, dar cineva de pe la comisie ar trebui să se întrebe, bă, ce se întâmplă? Că băiatul a povestit că se dă undeva cineva în România dă 25.000 de euro pentru un cartonaș galben. Nu cumva avem o problemă mare de integritate în competiție? Nu știu, habar n-am. Dar, uite, chiar mă uitam la Junior Morai și la Belu Iordache și la băieții de la Dinamo. Jur, repet, nu-i acuz de nimic, că n-am nicio dovadă și nu pot să spun, domnule, ăștia iau cartonașe galbene că au primit 25.000 de euro pentru un cartonaș galben. Dar am uneori senzația că au o satisfacție să obțină cartonașul galben, de parcă ar avea o primă pentru cartonașul galben. Deci, ca și cum, nu știu, ai dat un gol, cam așa. E totul făcut așa, cu o savoare teribilă. Te duci, dar dintr-o dată, adică ți s-a aprins beculețul și te-ai dus și l-ai împins pe unul. Păi stai mă puțin, de ce faci chestia asta? Adică nici nu justifica faza respectivă să faci lucrul ăla. Da, se întâmplă așa dintr-o dată și... Culmea, sunt cam aceleași personaje care fac chestia asta frecvent. Mă rog, în fine. Probabil că cândva o să mai discutăm despre subiectul ăsta. O fi doar o coincidență. Poate e o coincidență, da. Poate chiar e o coincidență. Dar faptul că se dau bani negri în fotbalul românesc, se oferă bani negri pentru cartonașe, e indiscutabil. Deci asta nu mai poate fi contestat. E mărturia unui fotbalist de Liga 1 important, care spune că i-au fost oferiți bani mulți pentru un cartonaș galben. Cum comentezi evenimentele de la Clinceni? Ce s-a mai întâmplat? Că chiar n-am mai citit. Ai, n-ai mai văzut? E, domnul care era... Contract, Ionuț Chirilă, cu... E, n-are zile a contra. Păi cum să... Unde mai prinde niștea de asta de 6-7 mii? Cine e antrenor în momentul ăsta? Antrenor nu există. El este antrenor, nu e suspendat, e detașat. La echipa a doua, așa iau cum, sau nu la, nici la echipa a doua, antrenează jucătorii care nu fac parte sau vin după accidentări din lotul primei echipe și juniorii care în percepția directorului tehnic sunt pasibili de o promovare la prima echipă. Dar am înțeles că nu s-ar fi prezentat.